Evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a patra va începe pe data de 26 mai cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică, iar pe 28 mai de proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Ultima evaluare a competențelor, cea la clasa 6, va începe în 2 iunie cu proba de limbă și comunicare. Pe 3 iunie va avea loc proba de matematică și științe ale naturii. Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, pre ci și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale. Notele obținute de elevi la aceste evaluări nu vor fi trecute în catalog, ele având doar un rol informativ cu privire la cunoștințele acumulate de elevi pe parcursul anilor de studii.